care noi ne-am propus cu ocazia celebrării celor 150 de ani de existență, tradiție și performanță la Colegiul Național Eudox Supă Muzaic de-a lungul timpului, indiferent de denumirile pe care le-a purtat școala în acest secol și jumătate. Și cum celebrăm la modul general performanța, excelența în educație, rezultatele deosebite pe care elevii și profesorii acestui liceu le-au obținut pe parcursul celor 150 de ani, nu putea să lipsească din calendarul activităților noastre un astfel de moment în care să celebrăm, să felicităm acei elevi care au obținut performanțe deosebite în ultima perioadă la diverse concursuri sau au obținut diverse certificate atestate cu valabilitate internațională, alte concursuri organizate de școală, dar la nivel național, cu anvergură națională, drept pentru care am considerat oportun organizarea unui astfel de moment în care să vă felicităm și să primiți ceea ce meritați. Am să las acum pe doamnele profesoare care au organizat acest moment, care l-au orchestrat, l-au pregătit să treacă la desfășurarea efectivă a activității. Eu vă mulțumesc și vă felicit încă o dată pentru faptul că vă aflați aici și de pe vă aflați întâmplător, vă aflați pentru că meritați, că sunteți meritoși și recompensați unor activități didactice, fie ele formale sau informale. Și să ne bucurăm cu toții de acest moment unic, de faptul că am avut privilegiul să fim martorii acestui moment al împlinirii unui secol și jumătate de existență a colegiului nostru, în calitate de profesor sau de elev. Bineînțeles că menirea unei școli este aceea de a educa. Educația este cea care vine și se transmite de la un om la altul. De înspre noi, profesorii, spre voi elevii și mai departe de la voi elevii, când ajungeți la timpul maturității, spre copiii voștri, pe care, din nou, ne încredințați pentru a-i duce pe drumul cunoașterii și a formării personalităților. Deci voi spune că așa cum un urcior se umple cu apă de la alt urcior și un foc se formește cu alt foc, așa și educația sădește în sufletul nostru dorința de cunoaștere, de performanță. Activitățile aniversare din acest an stau sub semnul tradiției și performanței în educație. Măsura existenței și calității educației pe care noi vă oferim stă pur și simplu în rezultatele voastre și de aceea, în această zi, aceste rezultate sunt foarte importante pentru noi toți. Pentru că ele vor și vreau să spun, chiar dacă astăzi nu avem un format fizic, este pe care de a se scrie o carte de onoare a performanței în care toate rezultatele voastre le veți regăsi an de an înscrise cu litere de cinste și când vă veni peste 10, 20 de ani, 30 de ani, să vă întâlniți cu foștii colegi, veți deschide această carte a performanței și vă veți gândi la rezultatele voastre. De asemenea, și în monografia școlii sunt trecute aceste performanțe care au fost obținute de 10 ani de către ele. Iată că celebrarea școlii înseamnă celebrarea educației, de fapt, și a rezultatelor pe care voi le obțineți, care sunt expresie a trudei voastre, a energiei, a stăruinței și a dorinței de a fi oameni și cetățeni de bază ai comunităților aceasta sau cea care veți trăi. În timpul
existenței școlii noastre, unele activități și unele proiecte au devenit foarte importante, atrăgând un număr important de ele. De aceea, astăzi am hotărât ca dintre acestea să le evidențiem pe cele care fie și-au încheiat activitatea și au fost evaluate în cursul acestei feri, fie chiar unele, după cum se va întâmpla în partea a doua, chiar au avut loc astăzi. Este vorba despre proiectul România Tutorească, promovează regiunea în care trăiești. Prima ediție a acestui proiect a avut loc în anul 2005 și vorbim despre un proiect educațional național care a atras an de an participanți din toată țara. De asemenea, un alt proiect care a dobândit importanță a fost Identitate și Multiculturalitate în spațiul românesc. Nu cu mai puțină importanță, în alt registru se situează preocupările voastre pentru a obține certificate lingvistice care să ateste competențele de comunicare într-o limbă de circulație internațională. Și vreau să subliniez aici faptul că școala noastră oferă elevilor, dar și absolvenților, posibilitatea obținerii certificatelor de ITE, posibilitatea obținerii certificatelor de atestată lingvistică, Cambridge. Și completăm cu un concurs pe care îl desfășurăm din anul 2015-2016, care este sponsorizat de un absolvent al colegiului din generația 1950, domnul profesor Walter Vasile Onaru, și care a câștigat tot mai mult teren în școala noastră și au obținut la acest concurs premii, da, în cele 4 ediții organizate anterior și vom vedea și în acest an ce premii vor fi obținute. În continuare, îi dau cuvântul colegii mei, de doamna profesor Antimo Cristina, care este coordonatorul proiectului România Tutorească și care împreună cu mine, da, și cu doamna Leon Fostola Chimiria și cu doamnele de informatică, Cașa Gabriela și Lăzărescu Antoneta, ne-am ocupat de organizarea și coordonarea acestui concurs și menținerea lui în calendarele de activități educative naționale și internaționale. Sală de conferințe, sală de mese.
În cadrul primei probe, copiii au realizat un poster despre teoretici și lucrări istorice din cele distrate prezuse de documentare, prin cele mai frumoase lucruri ale Bucovinei. La a doua probă, fiecare echipaj a promovat zona din care vine, prezentând totul tradițional, istoria, cultura locurilor natale, obiceiurile și ocupațiile locuitorilor. Toate echipajele s-au pregătit în mod exemplar, au adus costume autentice, căutate din mărăzile de zestre ale bunicilor, împrumutate din colecții ale unor muzee de țeme, s-au văzut etnicali după modelele tradiționale, special pentru acest concurs. Festivitatea de premiere s-a desfășurat în fiecare an la Biblioteca Municipală Rudolf Longer din Rădăuț, o parte dintre premii de la Minister, iar o parte de recompense oferite de Societatea pentru Cultură și Literatură în Bucovina. Concursul a avut și trei secțiuni cu participare indirectă, Eu și Lumea în care trăiesc, PSEU, promovează regiunea ta, municipiul turistic și România prin ochi de copil, CSEU. Secțiunea la care ați participat și voi în ultimul an. Concursul nu s-a mai finalizat încă în anul în care a început pandemia și a putut oferi premiile abia în anul următor. Ediția din acest an, care am organizat-o la nivel județean, a adus la ora de mai multe școli din oraș și din județul Suceava. Dar astăzi vor fi premiați în special elevii care au participat la concurs din cadrul liceului nostru. Și am invitat și copiii de la colegii tehnici, de la școala din Mătăuță, de la Cotă, pentru că a fost mai tot să vină. Și aș vrea să îi felicit pe toți premianții, în mod special pe cei de la gimnaziu, pentru că la mine copii secțiunea a concurat cu elevii de liceu și totuși am reușit să ia să obțină premii și vință. Și acum o să dau cuvântul premianților. La secțiunea este Nițu Daria Alexandru. Thank you.
semn. Premiul întâi, am pusat Elena. Premiul al doilea, Nicola Alexandru, Colegiul Național,
și cu bariere sociale impuse de limbă, etnie și cultură.
exprimarea elementelor ce identifică anumite comunități în fondul cultural mai larg al spațiului românesc pot constitui o punte între generații, între individ și o formă de comunicare umană, o modalitate de adaptare conștientă a diferenților la cerințele de conviețuire în acest context. Recunoașterea cât și conștientizarea diferențelor și identităților dintre culturi pot deveni resurse valoroase în educarea tinerilor pentru democrație și pentru inserție socială adecvată realității culturale contemporane. Familiarizarea cu diferite figuri existente în spațiul geografic național poate oferi repere tinerilor pentru toleranță, înțelegere, acceptare, valorizare și posibilități reale de a se forma ca personalități deschise și flexibile, capabile să se integreze facil în realitatea multiculturală europeană și chiar mondială. În acest an, concursul s-a desfășurat pe două secțiuni. Prima secțiune, realizarea de calendare pentru ilustrarea specificului cultural al diferitelor grupuri etnice din spațiul românesc și a doua secțiune, Trăim într-un mediu multicultural, care a propus ilustrarea elementelor multiculturalității prin film sau website. În deosebire de celelalte ediții, desfășurate înaintea pandemiei, ediția 6-a a avut participanți doar cei din județul Suceava, dar sperăm ca la anul să ne facem văzuți în întreaga țară, ținând cont că suntem deschiși. Am avut participanți din toată țara la celelalte ediții. Ceea ce am primit pe parcursul anilor au fost lucrări foarte bine concepute, complete, care au dat posibilitatea tuturor etniilor să-și prezinte valorile și să ne facă să conviețuim împreună, ținând cont că trăim în Bucovina, rădăuți într-o regiune care în care conviețuiesc foarte multe etnii. În continuare, vom trece la premierea celor care au participat în acest an și voi da cuvântul colegii mele, doamna profesoară Coaș Gabriela, care a fost împreună cu doamna Lăzăre cu Bunița, coordonator a acestui proiect. Eleva Drepluță Alexandra.
Da, bună ziua! Știți momentul ăla de seara când te poate stingi lumina și aștept să vină somnul, dar în loc de somn îți vin niște idei geniale? Nu? Vârsta o să aflați atunci, pentru că eu am aflat un astfel de moment chiar aseară când a trebuit să fiu discursul pentru ziua de astăzi. Și mintea mea vreau să vă spun că aveam un discurs genial. Și se referea la o lume în care se vorbește doar o singură limbă. Și, nu o limba germană, nu, doar o singură limbă. Și a zis, Doamne, cât de frumos ar fi, pentru că toți cei curajoși care au pornit pe drumul învățării limbii germane au fost scutiți de un efort imens. Și acum asta și m-am gândit că ar fi fost o lume super monotonă. De ce? Pentru că într-o lume în care s-ar vorbi o singură limbă, nu ne-am mai putea bucura de căldura italienilor, de exemplu, sau nu ne-am mai putea admira pe nordici atât de reci și calculați. Într-o lume în care s-ar vorbi o singură limbă, nu am avea creativitate, pentru că nu o văd, de exemplu, pe Ana Karenina scrisă de un francez, la fel cum nu aș vedea Sagrada Familia proiectată de un grec. Și mai ales, problema cea mai mare ar fi limba. Pentru că de multe ori citim un text și fiecare înțelege ce vrea din el. Și atunci asta și m-am gândit că poate totuși nu o lume în care să vorbești o singură limbă ar fi soluția, ci, din contră, o lume, lumea în care trăim. Și lumea în care trăim este super inteligent gândită și așa, bagheta magică a lui Dumnezeu a gândit-o foarte bine, pentru că mie, cel puțin, îmi place foarte mult atunci când ajung pe meleaguri străine și vorbesc în limba mea și nu mă înțelege nimeni, pentru că pot să spun ce vreau. Și tot foarte fain atunci când vorbești mai multe limbi străine este atunci când vrei să spui soțului ceva fără să înțeleagă copilul. Și atunci este foarte de folos. Să știți că învățarea unei limbi străine, acum să fim un pic mai serios, învățarea unei limbi străine ajută mintea să fie mai flexibilă, să ne descurcăm mai rapid și mai bine și mai ușor în anumite situații. Asta așa pe baza studiilor care s-au făcut. Am felicit pe toți cei curajoși care s-au apucat de învățat germană, știți că de la Mark Twain în pace se spune că dacă vrei să înveți germană, nu-ți ajungi viața întreagă, ai nevoie eventual de două. Dar îi felicit pe cei care, anul trecut, în luna martie, cu pix care scrie negru, s-au apucat să facă primul lesson din examen. Invit în față, lângă mine, pe doamna profesoară Elena Anton, să le mânăm copiilor noștri, curajoșilor noștri, diplomele atât de meritate. Sunt aleatorii, nu sunt în ordine alfabetică. Invit în față pe Emilia Georgiana Covașă. Thank you.
Ana Maria Brechle. Denis Evelin Omule. Și ca una de lista Aurea, care...
Iar nu mi-a venit la este. Unsere Schule ist seit 2013 eine DSD-Schule. Das ist
eine super Möglichkeit, denn das deutsche Sprachdiplom wird international anerkannt und das bedeutet, man kann sich damit für internationale Studien oder Jobs bewerben. Deutsch ist die zweitmeist gesprochene Sprache in Europa und Deutsch zu lernen kann sehr nützlich sein, denn man kann sich damit eine Zukunft im Ausland aufbauen, aber auch in Rumänien gibt es viele Firmen, die deutschsprachige Personen suchen. Deutsch lernt man in unserer Schule, geben sich immer sehr viel Mühe, Deutsch so gut wie möglich zu unterrichten. Und sie machen auch immer extra Arbeit mit den Schülern, die die BSE-Prüfung machen möchten und das ist auch sehr schön. Für mich hat sich das Deutschlernen sehr gelohnt, denn ich hatte diese Sommer die Möglichkeit, bei internationalen Programmen in Deutschland teilzunehmen und ich möchte dort auch in der Zukunft studieren und das DSD-2-Diplom wird mir dabei bestimmt helfen. Und deswegen möchte ich nochmal der Schule danken, dass sie uns die Möglichkeit geben, das DSD-Diplom hier zu bekommen und die Lehrer, die sich immer die Mühe geben, die uns um uns nach hier zu kommen. Iar împărțirea acestor diplome este un motiv de bucurie, deoarece rezintă rolul muncii noastre. Întrebarea noastră este în școală de SD din 2013 și aceasta este o provocare de suflet, deoarece diploma de SD este recunoscută internațional și cu ea putem aplica la studii în străinătate sau chiar la job-uri. Germana este a doua cea mai mult vorbită limba din Europa și poate fi foarte folositoare de învățat. Și cu ajutorul ei îți poți plăti fie un viitor în străinătate, dar și în România există mulți angajatori care caută persoane vorbitoare cu limba germană. Programul profesoare la școala noastră își dau mereu interesul să predea germană cât mai bine și fac și pregătirea într-un curs cu elevii care trebuie să țină examenul de ITE. Dar aceasta este o oportunitate foarte bună de care trebuie să profităm. Consider că s-a meritat foarte mult să învăț limba germană, deoarece vara aceasta am avut ocazia să particip la un program internațional în Germania, iar anul viitor aș dori să și studiez acolo și în acest sens m-a ajutat foarte mult diploma de DSE. Și vreau să mulțumesc odată școlii că mi-a oferit oportunitatea de a pune această diplomă aici și doamna profesoare care se ocupă în rând de pregătirea noastră. Dacă mă gândeam că acum ar fi momentul în care toată lumea să aibă o singură limbă, prima parte a discursului astăzi. Dragii mei, când țineți în mână aceste diplome, cred că vă gândiți la nenumăratele ore în care ați muncit pentru ele, da? Eu când vă văd cu atâtea diplome în mână, mă gândesc să mă încrim cu respect față de aceste două doamne profesoare care au făcut ca voi să ajungeți aici și care au deschis un drum atât de bun. Și dacă reușim să strigăm de trei ori ura pentru ele, cred că ar fi foarte bine. Ura! 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 Performanța sunt cele care definesc etosul școlii,
iar astăzi a fost în cadrul manifestărilor o zi dedicată performanței și de aceea, iată, astăzi ne bucurăm împreună pe rolul muncii noastre și profesor și elevi. În continuare voi da și control doamnei profesor pentru a transmite mesajul partenerului nostru, British Council. În condiții normale, astăzi am fi avut aici cu doamna directoare a British Council și Alexandra Arbelea, dar după este o perioadă foarte aglomerată de evenimente și pentru ei, a putut să participe și ne-a transmis o scrisoare, un mesaj al tinerii care aș dori să vă citesc. Bună ziua! Încep prin a mă lăuda puțin și acum să menționez că reprezint British Council România, instituție ce este înființată în 1938, al patrulea birou din lume după Egipt, Polonia și Portugalia. Această vechime ne-a adus o expertiză în organizarea examenelor de peste 30 de ani în România, în acest moment fiind instituția cea mai mare și cea mai veche în acest domeniu. Parteneriatul cu Colegiul Național Eudoxiu Curmuzache Rădăuți are o vechime de peste 11 ani. Parteneriat ce ne aduce multă bucurie și onoare. Sperăm să colaborăm în continuare și să creștem împreună la fel cum am făcut-o și până acum. O surpriză plăcută a fost să observăm cum, de-a lungul timpului, numărul de candidați pregătiți de cadrele didactice ale Colegiului Național Eudoxiu Curmuzache Rădăuți a crescut în fiecare an, iar rezultatele acestora au fost mereu excelente. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără dedicarea și profesionalismul profesorilor colegiului dumneavoastră. Loredana Cârciu, Marina Lacătei, Carlu Cananu, Paula Haiura, Ana Maria Muntean, Ana Gabriela Pogurevici, Mădălina Clemenciuc și Petronela Râmbuț. Mă scuzați, încep să am și eu emoții. Aș dori să felicit acești copii minunați pentru rezultatele mari obținute la examenele Cambridge Assessment English. Aceste rezultate sunt dovada efortului depus de voi, efortul profesorilor de a vă pregăti și, nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc părinților pentru încrederea acordată în a investi în copiii dumneavoastră, precum și încrederea în procedurile și standardele implementate de British Council. Peste 20.000 de instituții și companii recunosc calitatea examenelor Cambridge Assessment English, examene ce se susțin în aproximativ 130 de țări și 52.000 de centre de pregătire, printre care se află și Colegiul Național Eudoxiu Curmuzache Rădăuți. În final, felicit din nou candidații și le doresc mult succes în continuare în tot ce își propun, precum și multă sănătate lor și familiilor lor. Sper că anul următor să reușim să ne și vedem în persoană. O zi minunată, Alexandra Râlea, Business Pursuit Manager, British Council Romania. În sesiunea din iunie 2022 și unii dintre cei mai mici elevi ai noștri au susținut în sesiunea din mai 2022, s-au desfășurat examenele de Young Learner, și apoi Cambridge First, nivelul B2 și Cambridge Advanced, nivelul C1. Unii din copiii noștri, din elevii noștri minunați, au obținut rezultate peste media așteptărilor și au calificative inclusiv de nivel C2, care înseamnă native-like, educated native-like, și cred că un procent de peste 96% au trecut cu bine aceste examene, poate chiar 98%. Certificatele dumneavoastră sunt nu numai dovada că investiți în educație și în dezvoltare personală și că ați dezvoltat abilități de viață mai mult decât doar niște competențe de limba engleză și sperăm din tot sufletul să vă ajute să aveți un viitor mai bun, să fiți acceptați mult mai ușor și cu mult mai mult succes în domeniul educațional și pe piața muncii și chiar sper că pentru toți au fost o experiență frumoasă, cum au fost și pentru noi profesoarele. Fără colegele mele de limba engleză și fără suportul colegilor noștri din celelalte domenii, din celelalte obiecte, acest examen în iunie nu ar fi putut fi posibil, întrucât a avut loc în mijlocul săptămânii, ultimei săptămâni de școală, printr-o prelungire neașteptată a anului școlar, care n-ar fi putut niciodată fi prevăzută când am
decis data examenelor împreună cu partenerii noștri, dar în ciuda acestui fapt că s-a desfășurat în mijlocul unei zile de școală, cu toate provocările pe care acest lucru îl implică într-un colegiu cu peste 800 de elevi, s-au desfășurat exemplar și am obținut aprobarea de le susține din nou în locația noastră și în acest an școlar. Și vă mulțumesc tuturor pentru efortul depus și vă felicit și eu. În continuare, ne-am gândit să organizăm în felul următor. Fiecare profesoară își va chema elevii și le va oferi certificatele de first, de advanced. Doamna profesoară Nanu va oferi, desigur, și certificatele de Young Learners. După ce le preluați, vă rog să facem o poză împreună cu profesoara care v-a pregătit și apoi să semnați pe măsuța unde se află colegul dumneavoastră cu aparatul foto pentru primirea lor, pentru că sunt niște documente foarte importante și vă rog să aveți grijă de ele și să nu le pierdeți, pentru că duplicate este aproape imposibil de obținut. Acestea fiind spuse, voi începe cu elevii din clasa a 12-a, prima dată pentru examenul first, într-o ordine aleatorie, Ionuț Martinescu.
an, au fost preluați de două colege, Rădu Petronela și Clemenciu Mordelina, care vor de ceva certificatele pentru dumneavoastră. Au obținut certificatele de Mitchfors, Irina Moisuc. Ioana Cătălina Miron.
foarte interesantă, ce e bine aparat să vă ascultați. Matei Mihai Cuișmo.
Thank you.
și fața plăcutului din care trebuie să fie Thank you.
Alexandru. Surpriza este la primul trei. Vorbesc aici la primul trei. Se odora cu toată. Nu cunosc nimeni așa. Mai are un lucru care e cel mai bun lucru astăzi. Premiul fiind botezat Denisa. Premiul 2, Victorul Claudiu Dorin. Hai,